Pe 16 septembrie 1970, UTA remiza 1-1 în primul tur al Cupei Campionilor Europeni pe terenul lui Feyenoord Rotterdam, nimeni alta decât deținătoarea trofeului. Arădenii se calificau cu un egal fără goluri acasă peste două săptămâni. Despre meciul de la Rotterdam, ce vă mai amintiți de atunci? Atât îmi amintesc că după ce a marcat Florian Dumitrescu golul, a spus, domnule, asta poate însemna calificarea. Olandezii a recunoscut și chiar a spus că oricare dintre noi puteam să jucăm la echipa lor. A fost și oferte, că să rămânem acolo, părăsim țara. Pentru cine? Și pentru subsemnatul, ales pentru Broșovski, care a fost cel mai tânăr dintre noi, Lereter, care la 38 de ani a avut oferte, dar când a auzit că ce vârstă are, pur și simplu n-a avut să creadă că acest om are 38 de ani. Cei trei suporteri care am avut la Rotterdam erau trei din brigada mobilă a noastră de aici, din România, erau cu paza și cu filajul acolo. Și toți am rămas impresionați, domnule, cum Dumnezeu a venit trei suporteri de AUTE exact la Rotterdam cu un Renault 10 pe vremea aia. Și bineînțeles, i-am prezentat ca suporteri de-a noștri care sunt cu echipa. Înainte de a începe jocul cu o oră, am vizitat stadionul, că până atunci nu mi s-a permis. La intrarea în vestiar a fost o surpriză extraordinară din partea firmei Adidas, o ladă mare cu echipament, ultimul răcnet. Cum eram foarte slab din punct de vedere al echipamentului, toată lumea s-a aruncat și Reinhardt a spus, nu, numai după joc împărțim echipamentul. Eu, la încălzire, n-am fost atent ceea ce fac și, într-adevăr, am dat cu picior într-un gazon și am scos o glie destul de mare, că era terenul destul de umed, moale. A venit lângă mine un îngrijitor imediat care tot ceea ce exista, tot ce am făcut, am fost supravegheați. M-a făcut cu mâna că nu se poate. A venit, a luat glia, a pus înapoi. După meciul ăla de egalitate de la Rotterdam, se exprimau că nu se poate, zice, eu o să-i batem la Arad fără niciun fel de probleme și erau cele 7 minuni ale lumii, zice, a 8-a încă nu se va întâmpla. Conducerea tehnică, antrenori, conducerea administrativă, președintele clubului, au venit seara, pe aici au intrat pe poarta aia. Și eu i-am însoțit, s-au uitat în dreapta, în stânga, în jurul terenului. Sigur, nu se compară cu al lor de 4 ori mai mare ca ăsta. Zice, domnule, dar aici se va juca. Intuitiv n-am fost pregătit, dar zic, domnule, ăsta e terenul fabricii. Noi aici facem jocuri amicale, aici facem antrenamentul, stadionul mare în reparații capitale. Și nu s-a terminat lucrarea. Ne pare rău, dar aici va trebui să desfășurăm activitatea. S-a epuizat toate biletele. 20.000 de bilete s-a vândut și capacitatea stadionului este de maximum 12.000. 500 de scaune am băgat aici, în spatele porții. Pe pista de atletism. Pe pistă. Era interzis, dar cu aprobarea federației și a organelor ne-a permis, având siguranța că nu se va întâmpla nimic. Trebuie să recunoaștem că am avut și șansă, dar și ei. Că ultimele 20 de minute aici la Arad, când au riscat ei, văzând că 0-0 a pus pe, nu avantajează pe ei, a riscat. A scos doi apărători, antrenori și a neglijat apărare. Și chiar eu, subsemnatul și Sima, am avut cele mai mari ocazii. Noi am jucat cu pase scurte și ei încercau din 2-3 pase să ajungă la poarta noastră. Deci ei deja de atunci jucau pe verticală direct. Și noi, prin Lereter și cu Pojoni, am rezolvat problema apărării. Am avut, spun încă o dată, o șansă extraordinară și Gor ne-a apărat foarte bine. Cum ați fost recompensați după acel meci? De prima de joc la calificare era 3.000 de lei. Noi, fiind de echipă sindicalistă a Ministerului Industriei Ușoare, am mai primit 2.000 de lei de la minister și atunci întreprinderea a mai făcut o coletă și a mai primit încă 4.000. Deci, în total, 9.000 de lei. Nucleul de jucători era 13, numărul 13. Deci 13 jucători, din care practic 12 jucau tot timpul. Acest nucleu de 12 jucători ne-am unit înaintea jocului și am jurat că tragem până la ultima picătură de energie. Meritul mare, nu putem să neglijăm, a avut și cei doi antrenori. Acest Nicolae Dumitrescu, Dumnezeu să ierte că
nu mai este printre noi, a fost un mare, mare antrenor. Pur și simplu pot să spun sincer, am urât pe acest om. A fost sever, a fost dur, n-a zâmbit, n-a glumit, nu știa ce înseamnă că trebuie jucătorul să se distreze. Nu exista. Dar acum, la bătrânețe, îmi dăm seama că dacă el nu era așa, nu aveam aceste rezultate. Și nu în ultimul rând, domnul Reinhardt, care la fel este decedat și la fel Dumnezeu să o odihnească, a fost un om mai blând, mai domnos, mai glumea cu noi. Când a văzut că situația este critică cu Dumitrescu, Dumitrescu a făcut doi pași înapoi și a lăsat pe Ioan Cibace, ca așa ziceam la dânsul, și atunci ne-a mai indulcit situația, lăsați că așa e interesul. Se completa unul cu altul. Extraordinar. Mai țineți legătura cu foștii colegi de echipă? Da, cu unii dintre ei care sunt încă în viață mai ținem, dar totuși echipa s-a despărțit foarte mult. Mai ne întâlnim așa când se mai face câte un meci de All Boys.